Nașterea este un moment fericit pentru orice femeie, însă poate fi extrem de dureroasă, mai ales la prima aducere pe lumea unui copil. Există însă mai multe metode prin care pacienta să simtă mai puțin durerile în travaliu. Ne explică chiar acum domnul dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața! Care este cel mai important moment, practic? Când trebuie să acționeze medicul? Medicul trebuie să acționeze pe toată perioada sarcinii, dar în mod special el este responsabil de cum decurge nașterea. Și de aceea, odată ce nașterea a început, deci travaliul a început, pacienta se adresează unui serviciu medical, iar medicul obstetrician are datoria de a îngriji pacienta pe perioada travaliului și a nașterii. Un prim ajutor pe care și-l poate acorda singur, să spunem, acasă, până vin cei de la ambulanță, există? Sau nu poate face nimic? Ceea ce le recomand pacientelor este să-și păstreze calmul, pentru că de cele mai multe ori pacientele se precipită în asemenea momente. Ceea ce trebuie să facă este să ia un medicament antispastic sau să facă o baie caldă, lucru care o să tranșeze puțin lucrurile, contracțiile ar putea să cedeze după aceste lucruri sau ar putea să continue să devină mai intense. Atunci când contracțiile sunt destul de dureroase și destul de frecvente, atunci pacienta se poate gândi să meargă la spital. Ce face medicul pentru a ameliora durerile din timpul travaliului? Ar trebui să se înțeleagă cu pacienta dinainte ceea ce ar trebui să facă. Adică pacienta trebuie informată de ce oportunități, ce posibilități are de a apela la analgezie în timpul travaliului, care sunt potențialele beneficii și potențialele riscuri ale fiecărei metode. Și de aceea fiecare pacientă, odată ajunsă într-un serviciu de obstetrică, ar trebui să aibă o idee destul de clară legată de analgezia în practica obstetricală. Analgezia înseamnă același lucru cu anestezia sau sunt două metode diferite de a ameliora durerea? Analgezia este o denumire mai largă a metodelor de a nu simți durerea sau de a resimți mai puțin durerea în timpul travaliului. În principiu, pacientul are la dispoziție trei metode. Prima metodă este cea de autocontrol al durerii. Sunt diferite tehnici care pacienta le poate deprinde în timpul sarcinii, în așa fel încât ea să fie pregătită în timpul travaliului și să apeleze la una dintre aceste tehnici. Dar cât de mult ajută această tehnică? Mi se pare puțin cam dificil ca în acel moment, deși ai învățat ceva, să poți să și aplici. Cred că sunt foarte mulți alți factori care au influența negativ starea pe care o ai. Durerea la naștere este o experiență subiectivă și este diferit percepută de fiecare pacientă. Și de aceea experiențele altor paciente nu sunt foarte de folos în asemenea momente. Bineînțeles că atunci când ai învățat niște metode teoretice, punerea lor în practică este destul de dificilă și mai ales în momentele de criză. Însă o moașă bună care este alături de pacientă, un medic cu care să ai o colaborare bună, poți să vorbești deschis, un suport al unui membru al familiei eventual în timpul travaliului pot ajuta foarte mult la punerea în practică acestor metode. Bineînțeles că ele nu întotdeauna sunt foarte eficiente și de aceea există și metode medicamentoase de control a durerii în timpul nașterii. Vorbeați despre trei metode. Care sunt celelalte? A doua metodă este o metodă medicamentoasă. În special există metodele există administrarea de opioide în timpul travaliului, lucru care ameliorează durerea, însă nu o face să dispară complet. Metoda, practic, cea mai eficientă și cea mai des întâlnită în ultimul timp este anestezia peridurală, care are și ea mai multe variante. Este posibil să se facă o anestezie peridurală în bolus, adică se introduce o singură dată o doză anestezică. Există o peridurală continuă în care se introduce în permanență o substanță anestezică și există o anestezie peridurală la cererea pacientei. Este dureroasă anestezia în sine? Acest tip de anestezie? Deși cele mai multe paciente se tem de această anestezie, procedura este nedureroasă. Este puțin neplăcută, având în vedere că se montează un cateter în spatele pacientei, însă de cele mai multe ori este percepută ca nefiind dureroasă. Și practic este singura care, înțeleg eu, că ne ferește de durerea ulterioară. Este o metodă care face să scadă semnificativ durerea în timpul travaliului. Depinde de care variantă de anestezie peridurală se folosește și de cererea pacientei în mod special. În principiu face ca durerea să dispară complet,
păstrând sensibilitatea motorie, adică lăsând uterul să se contracte în mod natural, uneori permițându-i pacientei chiar să se mobilizeze, să se plimbe în timpul travaliului cu acel cateter. Da. Ce contraindicații există? Cine nu poate să facă acest tip de anestezie? Acest lucru trebuie decis înainte de fiecare pacientă, împreună cu un medic și eventual un control preanestezic. Există paciente care au diferite tulburări ale sângelui, ale coagulării. Există de asemenea paciente care au probleme cu spatele, cărora le este contraindicată anestezia. Contraindicația este totuși destul de rară, contraindicația absolută. Sunt cele mai multe paciente, pot să apeleze la această metodă. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumesc și eu.